IFIFOR care face declarații. Dacă nu discutăm despre chestiunile economice, despre România ca un motor al economiei în această regiune, trebuie să reamintim faptul că ați vorbit deja despre aceste chestiuni la forumul de aici, de la București. Aș vrea să vă mulțumesc din nou pentru oportunitatea de a fi prezent astăzi aici. Așadar, Assistant Secretary General, Your Excellencies, Ambassadors, Excelențele dumneavoastră, domnilor ambasadori, Your Excellency, Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, it is my great pleasure and honor, anunț cu mare plăcere și onoare to deliver the opening address at și vă mulțumesc session. Pentru oportunitatea de a deschide sesiunea like to express de astăzi. My appreciation to Aspen Institute, Romania, aș vrea să-mi exprim apreciarea pe Institutul Aspen din România Bucharest Formal Radio Tradition, pentru eforturile și dorința de a face o tradiție din acest forum, având în vedere că astăzi este cea de-a șasea ediție care adună experți în securitate și apărare, specialiști, diplomați și de asemenea reprezentanții acestui sector. În această întâlnire trebuie să găsim soluții pentru amenințările la adresa securității naționale. It became a phrase which surpassed its exclusivity of the military domain. It belongs to everybody. In this context, în acest context, Bucharest Forum oferă tuturor participanților o oportunitate extraordinară de a consolida dialogul la nivel transatlantic pentru înțelegerea principalelor motive referitoare la îngrijorarea, referitoare la siguranța națională și la stabilirea unor obiective clare pe termen lung. Aș vrea să împărtășesc cu voi pe termen lung prioritățile noastre. Evoluția complexă a securității în zona Mării Negre, ambițiile Coreei de Nord, războiul din zona islamică și agresiunile Rusiei, transformarea Siriei, Afganistanului, Africii de Nord în puncte fierbinți, duc la mari îngrijorări și la mari vulnerabilități în zona. Ministrul Apărării Mihai Fifor face o declarație așadar despre